La toți de față și viitor sănătate, sunteți la Vreau să știu educație financiară alături de prietenii noștri de la Profit Point. Pentru că este un subiect, cred că de vreun an, un an și jumătate, doi, cu această inteligență artificială, pentru a înțelege exact ce se întâmplă cu ea și de ce crește atât de repede și cum poate influența ea anumite domenii din educație financiară, am rugat să vină alături de noi un băiat, un specialist care chiar se pricepe la astfel de lucruri, cu amendamentul că o să-l rugăm ca de fiecare dată să vorbească pe înțelesul nostru, pe înțelesul pietonului de pe zebră. Inteligența artificială, Richard Hutton, prietenul nostru, creator de conținut de la Profit Point. Salut și bine ai revenit! Salut, pare bine! Ia-ne încet cu inteligența asta! Absolut! Bun, de unde pornim? Păi, din perspectiva investitorului, vedem că acest sector crește cel mai repede. Da. Bun. Deci, era tehnologică a început secolul trecut cu calculatoarele și îi... Această lege se numește legea lui Moore, care spunea tot la un an jumate se dubla puterea calculatoarelor. Corect. Da? Și se făcea mai mic, exact. Nu? Poate ați văzut unii că acum câțiva zeci de ani un hard disk îl era împingeau, așa, exact. Da, e poza aia faimoasă când împingă ea. Exact, trebuie macara. Exact. Și acum e atâta un mic stick. Deci s-a mărit capacitatea și s-a micșorat. Corect. Bun. Păi în telefonul ăla în cap... ai mai multă putere de calcul decât ce-au folosit astronauții să aterizeze pe lună. Iar acum vine inteligența artificială care crește și mai repede. Anual cam se triplează în putere. Da? Deci, ai încercat ChatGPT. Da. Da. Deci, vorbești cu un calculator și mai nou are funcție vocală, efectiv, poți să vorbești. Da. Păi, acum un an, asta era de neconceput. Asta era science fiction. Deci, imaginează-ți peste 5 ani, peste 10 ani, cum o să fie. De câte ori se mulțește. Exact. Bun. Acum un an... toți erau panicați că vine criza. Da. Da. Și totuși, anul ăsta, am văzut o creștere fantastică pe piață. S&P 500-le, care este indicele american, a urcat 20%. Dar mare parte din creștere a fost dată de doar câteva companii mari de tehnologie. Apple, Google, Microsoft și mai departe. Astea au fost bazate pe creșterea în AI. Și dintre astea firme mari, este una în particular care mie tare îmi place, și anume Tesla. Data trecută, când am venit, am dat acest forecast că în 10 ani cred că o să crească de 10 ori. Mulți încă nu înțeleg cu adevărat capabilitățile AI al lui Tesla. Deci știm că fac mașini frumoase, luxoase, nu știu ce, dar de fapt ei au cel mai avansat program de inteligență artificială din lume, ăla de software de autopilot, care se conduce singur. Singur. În curând va fi gata, în sensul că va conduce mai bine decât un om. Cam un an, doi. Când va fi gata, vei cumpăra o mașină și cât timp ești la servici, în loc să stea parcată și să nu facă nimica, va face taximetrie singură, fără șofer. O să-ți facă bani. Serios? Absolut. Absolut. Păi, va putea conduce mai bine decât un om. Da? Pentru că nu trebuie plătit șofer, evident, e mai ieftin pentru client. Clar. Iar pentru tine este foarte profitabil. Da? Analiștii, profesioniști de pe Wall Street, pentru că gândesc pe termen scurt și n-au imaginație, nici nu iau chestia asta în considerare. Deci zic, astea-s povești, peste 20 de ani. Dar de fapt este foarte aproape. Și când se va întâmpla, toate mașinile Tesla vor putea face taxie singure și vor genera foarte, foarte mult profit companiei. Ceea ce va face ca acțiunile să urce. Și să mănânce și din piață, adică să, nu? Pentru că eu trebuie să plătesc un șofer, mașina aia poate nu e electrică și așa mai departe. Tu vii cu mult mai multe facilități și atunci îmi iei din piață. Absolut. Dintr-o piață așa de 100% încep să muși din ea cât mai mult. Corect. Deci aș vrea să avertizez dacă sunt șoferi care ne ascultă, șoferi de taxi, șoferi de tir, orice fel de șofer, o să-ți pierzi jobul. Deci pregătește-te și reprofilează-te, pentru că foarte rapid va veni schimbarea asta. Desigur, în Europa va fi mai lent, că sunt reglementări tare stricte,
dar când va veni... Nu mai există acele probleme de soft, pentru că am mai văzut în anii trecuți și au fost incidente cu accidente și așa mai departe. Adică cei care ne privesc acum ar putea să spună, ha, mă, duceți-vă de aici că tot omul conduce, mai știi? Pentru, bun, și omul face accident, dar am văzut că și mașinile din acestea cu pilot automat mai dau greș. Absolut. Se mai ciognesc, se mai... Tu spui că în 2 ani de zile se va atinge perfecțiunea. Nu, nu, nu. Deci, e foarte bine spus. Niciodată nu va fi perfect, doar să fie mai bun decât un om. Am doar înțeles. Mai rar. Acum, desigur, la știri o să vedem, oh, primul Tesla a omorât un om. Ok, dar mai rar a făcut alte 999 decât... n-au făcut. Da, nu-i știre când a evitat un accident. Da. Și dacă te gândești chestia asta pe termen lung, eu așa îmi fac calculele, că în 10 ani, câte mașini Tesla ar putea fi global care să facă taximetrie singură? Estimarea mea e că ar fi vreo 100 de milioane de mașini Tesla. Și fiecare făcând, da, să zicem, $1,000 pentru companie, firma Tesla ar putea valora 10 de trilioane. Da, deci de 10 de ori mai mult decât e acum. Absolut incredibil. Deci o piață foarte mare, ei sunt absolut lideri, da? Și competiția, n-au competiție. Da. Bun. Există și niște daruri, adică dar se poate întâmpla ceva, pentru că în momentul ăsta există mai multe idei. Bun, inteligența artificială mă ajută, însă nu poate scrie precum un om un text gen compunere. Da, inteligența artificială e foarte bună, dar nu poate compune o melodie așa cum o compune un om. Bun, sunt de acord cu tine. Chat-ul, pac, pac, fac acolo, îmi dă niște întrebări, niște răspunsuri, dar n-are acuratețea unui om și așa mai departe. Există și niște daruri, un însă, ceva? Sigur. Deci, îi diferență între o inteligență artificială digitală și un om. Acel dar, mai degrabă, ar fi în partea cealaltă, că devine prea puternic și greu de controlat. În filmele science fiction... Ai robot. Cum, așa. Alea, da, cu chiar Will Smith. Ieri, alaltăieri, m-am reuitat la film și în filmul ăla specific ce-a vrut să facă softul, nu că a devenit rău. O zis, păi ne-ați dat obiectivul să protejăm umanitatea. Dar vedem că voi tot vă autodistrugeți. Faceți războaie, așa. Pentru protecția voastră, o să ne impunem cu forța ca să facem pace aici. Haide. Mă rog, mai sunt alte povești din astea. Da. AI-ul nici nu trebuie să fie neapărat conștient și malefic, ci când va deveni foarte, foarte capabil, păi aia înseamnă că va deveni foarte bun în a-și atinge obiectivul. Dacă pur și simplu își pune minte un obiectiv care nu ne ajută, e experimentul ăsta că cineva îi zice fă cât mai multe agrafe din astea de hârtie. Da. Ăla e singurul tău scop. Și se pune să transforme tot universul în agrafe. Păi noi irosim atomi. Da. Deci, în sens tot că ne transform în agrafe. Dar, ok, legat de Tesla cu autopilotul. De mulți ani de zile, Elon tot spune că anul viitor e gata. Anul viitor. Deci, ok, o întârziat foarte mult. Este mult mai grea problema, dar în esență este inevitabil că va ajunge într-un punct când se va conduce mai bine decât un om. Da. Dar asta o face inteligența artificială sau o face într-un program tot un om? Ea cum se creează? Ah, foarte bună întrebare. Bun, ea în momentul ăsta mai are niște rateuri. Exact. Are niște bug-uri, niște, nu știu cum să le spun. Exact. Cine, tot omul le verifică? Deci, din 2016 încoace, toate mașinile Tesla au 8 camere de filmat roată-roată. Bun. Mereu când conduci, filmează. Seara, când o pui la încărcat, mașina trimite la sediu acel video și Tesla procesează toate cele date, iar AI învață doar văzând exemple. Da? Deci văzând foarte, foarte multe exemple. Deci cazuri concrete. Exact. Singur învață. Nici nu mai trebuie un om să scrie codul că când vezi un stop, atunci oprește-te. N-ai cum. Dacă ai scrie fiecare regulă, ți-ar lua infinit de mult. Deci numai așa, văzând exemple. Și da, în fiecare zi, în fiecare an devine mai bun, până când va depăși
capabilitățile umane. Trebuie să ne temem de ea, adică că poate ajunge ca în filmul Ai Robot, nu știu, poate mă duc prea departe, dar trebuie să ne temem. Bun, în primul rând că pierdem locul de muncă la modul concret, de mâine nu-l mai ai pentru că vine inteligența artificială și e mult mai ieftină. Decât să-ți dea ție 1000 de euro. Sigur. Sunt niște șanse că o să iasă în regulă, dar exact de asta Tesla s-a gândit, păi dacă tot avem echipa așa de bună, hai să construim și un robot umanoid. Pentru că noi avem intenții pozitive, dar noi n-am face contract cu armata și acum dezvoltă un robot umanoid care scopul lui să fie folositor, să facă munci pe care oamenii nu vor să le facă. Munci repetitive, periculoase, plictisitoare și să fie să nu fie periculos. Da? Să nu poată cineva de la sediu să controleze toată rețeaua, ci dacă ai robotul în fața ta, dacă îi zici stop, atunci neapărat să se oprească. Da. Să nu fie ceva malefic. Corect. Și asta cu pierderea jobului nu mi-aș bate capul, pentru că nu de mult aproape toți erau fermieri. Acum aproape nimeni nu e fermier. Și totuși toți avem joburi. Deci, pe măsură ce tehnologia avansează, se creează noi joburi. Da? Iar într-un final, dacă într-adevăr economia devine așa de bogată, e posibil ca guvernul să dea un venit de bază tuturor. Împlinești 18 ani, uite, 1000 de euro pe lună. Am înțeles. Tu folosești inteligența artificială acum sau cât de mult o folosești? Absolut. Deci, deseori folosesc ChatGPT în loc de Google. Da. Am o întrebare concretă și îi pun întrebarea. Folosesc în munca mea ca și un ajutor. Da. Deci, dacă vreau să scriu un articol, mă ajută să sumarizez un video. Am mai multe videouri și atunci pot asimila multe informații. Cam așa. Am înțeles. În cazul educației financiare, ea poate interveni? Într-adevăr. Așa să ne gândim, să facem un scenariu. Da. Pentru lucruri de bază, e posibil să te învețe. Deci, dacă iei un concept, poți să-i spui, explică-mi ce e la un indice bursier, ca și cum aș avea 5 ani. Și ți-l explică super, super simplificat. Da? Da, contează asta. Da. Sau eu ce-am mai jucat, care sunt sectoarele care cresc cel mai repede? Și îți dă pac, pac, pac. Și ea ți le dă. Absolut. Și zici, ok, care sunt cele mai importante 3 companii din fiecare? Pac, pac, pac. În fiecare domeniu. Da. Deci, ca și un fel de Google mai bun. Da. E exact ca la telefonul mobil, adică îl avem, dar trebuie să știm să-i luăm părțile bune din el, că poți să stai 8 ore zilnic și să o iei cu cap în 2 săptămâni sau în 2 luni, să joci sau să faci așa, dar poți exact cum spui tu, pentru că ești la un click distanță de informație, să ții informațiile de pe telefonul mobil, cele de care tu ai nevoie concret. Exact. Deci așa este și inteligența artificială? Corect. Păi în episodul anterior, Andrei Zahrian a vorbit despre IT-ști și cum pot beneficia de niște bani în plus. Păi IT-știi folosesc toți AI și le crește productivitatea, am văzut o statistică, cam cu 50%. Da. Deci nu le înlocuiește jobul, nu, ci în alea 8 ore pot face cât ar face în 12. Da. Hai să ne gândim la tine, caz concret. Venea cineva, acum tu ești un tip care ești ancorat în chestiunile astea și în tehnologie și cu ce se mănâncă. Venea cineva acum, hai să zicem, acum 2 ani, că nu se auzise de asta și venea și spunea, uite, Richard, noi suntem un cerc limitat, restrâns de oameni deștepți, de genii și putem să-ți spunem că într-un an de zile sau în 2 ani de zile, cum o întrebi acum, cum o chema pe boxa aia când vorbeai la boxă? Alexa. Alexa. Da. Alexa, zi-mi și mie cel mai înalt vârf din România. Și el zicea, Moldoveanu. Și spunem și câți metri are. Zicea, 2544. Ei, o să vină ceva mult mai tare decât asta. Ai fi crezut? Adică să poată să scrie text, să-ți rezolve. Da, sincer, să vii, bă, da, cred. Da, pentru că eu știam de tehnologia asta. Varianta pentru dezvoltatori era disponibilă din 2020. Deci cu 2 ani înainte lui ChatGPT. Și eu am văzut demo-uri. Am înțeles. Ok, dar nu era informație răspândită. Acum, partea interesantă cu tehnologia, nu doar că crește exponențial, dar tot mai puțin durează până se dublează din nou. Deci crește tot mai repede, accelerează. Am văzut o estimare comparat cu dezvoltarea care a fost în secolul 20.
în secolul 21 o să facem echivalentul a 20.000 de ani de progres. Da, suntem foarte la început. Deci, revenind la Tesla, pe cât de mare e oportunitatea cu vânzarea de mașini? Anul ăsta o să vândă ca 1,8 milioane și în 2030, deci peste 7 ani, vor să vândă 20 de milioane. De 10 ori să-și crească producția în 7 ani. Pe lângă asta, au business-ul de baterii mari. Le vând și stabilizează rețeaua electrică. Ăla o să fie cel puțin la fel de mare ca și business-ul de mașini. Deci numai din chestia asta, Tesla cred că poate să crească de 10 ori. Este doar începutul. După aia vine taxiurile robotizate, care vor face ca profiturile absolut să explodeze și de acolo poate să crească încă de 10 ori, deci de 100 de ori să-ți crești investiția, absolut incredibil. Și după aia vin roboții umanoizi, care va fi un muncitor, inițial făcând task-uri foarte simple, dar în timp tot mai complexe. Păi Elon Musk a spus că un robot din ăla o să coste aproximativ cât o mașină. Dacă luăm ca și o mașină Tesla, să zicem $50,000. Păi tu ca un business, îți faci calculele, dacă robotul ăla te ține 10 ani, păi te costă 5.000 pe an, da? Îți împarți. Da. Ăla e vreo $400 pe lună. Păi în America, salariul minim pe economie e vreo 2-3.000. La 2-3.000 pentru un om care lucrează doar 5 zile pe săptămână, doar 8 ore pe zi. Robotul ăla lucrează 7 zile pe săptămână, 24 ore pe zi. Ok, în afară de încărcat. 23 de ore. Deci, costul per oră pentru forța de muncă va fi mult, mult mai mic la robot. Da? Și în fiecare an, deoarece învață, va face lucruri tot mai complexe. Aici vreau să te întreb de lucrurile complexe. Dom'le, voi ăia doi acolo, apropo, e panora cu ăsta nou. Da. Să-l porți sănătos. Vin oamenii și întreabă, băi, voi doi sporăvoiți acolo, dar de ce nu vorbiți, de exemplu, și despre faptul că eu nu am cunoștințe, de aia te întreb pe tine, ar putea ajunge să rezolve anumite probleme de sănătate, probleme grave, cu data de bază pe baza de date pe care oamenii o bag. Adică, uite, iau cazul, nu știu, iau 10 subiecti cu o boală gravă, nu dăm acum că să nu întristăm lumea, da? Și de la fiecare ia niște caracteristici, bag acolo și să poată să te ajute, nu știu, în 3 ani de zile cu o substanță, cu o pastilă, cu o inovație tehnologică, cu ceva, adică putem merge și în sensul ăsta? Absolut. Deci, deja cum este folosit AI-ul, dacă îi dai un RMN, poate identifica o tumoare mai bine decât un medic. Da? Pentru că a văzut așa de multe exemple și nu face erori umane. În viitor, când se va dezvolta și mai mult, va înțelege complet genetica fiecărui om, da, și va putea crea medicamente noi. Deci, realmente, AI-ul va găsi leac pentru cancer în sfârșit. Da, da, vai da, de mine. Da. Absolut. Unii zic că inteligența artificială va fi ultima noastră invenție. Că după aia nu mai zici lui că, hei, inventează o baterie mai bună, un medicament mai bun, un avion mai rapid și mai departe. Pentru că am văzut, de exemplu, cazuri în care te ajută tablouri de Rembrandt sau de Van Gogh, nu, de Van Gogh, parcă de Van Gogh, și erau neterminate și a zis, domne, pe baza a ceea ce a făcut el, ce a pictat el și a ceea ce se află în tabloul respectiv și îți termin tabloul. Și a luat șevaletul alături cu, da, cu planșa și a terminat desenul. Un absolut desen care nu era terminat de 150 de ani sau ceva. Da, adică absolut mă gândesc, ei se chinuie cu Sagrada Familia de 10 de ani să o termine, da, catedrala. Da. Dom'le, că Gaudi a vrut așa, au dat-o prima dată în 2026, nu sunt sigur și așa mai departe. Bun, vine inteligența artificială, ce domnule, că tu trebuie să o construiești, asta e altceva, dar uite, eu v-am terminat planul și așa trebuie să arate. Ar grăbi foarte mult, nu? Absolut. Adică în loc să terminăm 2028-2030, pot terminăm în 2 ani. AI-ul va intra în absolut toate domeniile. Da. Deci, în podcastul ăsta te va ajuta la editare. Îl va edita automat. Sau chiar dacă nu complet automat, dar îi va grăbi munca de 10 ori. La adică tu îi dai, domne, elimină în timpii morți sau ceva, nu? Exact. Care se tace, da, sau ceva. Corectează culoarea. Da. Deci, dar omul tot trebuie să vină aici. Absolut. Deci, omul, invitatul cu care interacționezi. Așa. Cum vedem că ajută? Nu că înlocuiește joburi, ci te ajută. Da. Deci este ca și un asistent. Da. Și îți faci mai repede treaba și astfel fie poți să faci mai multă muncă în același timp sau
lucrez mai puțin pentru aceeași bani și am mai mult timp liber. Da. Bun, în cazul educației financiare, da, te rog dacă poți să mă înțelegi exact, nu pare o chestie de șaman așa, de vrăjitorie? Dom'le, eu până acum trebuia să gândesc cu capul meu. Ne-a spus Andrei, îți rămân 475 de lei, înseamnă 100, aproximativ 100 de euro, mă gândesc ce fac cu ei, îi investesc, îi cheltui acum cu tare. Păi stai mă, vin, bagă inteligența artificială, îi spun, dom'le, am 475 de roni, 500 de roni, poftim, 100 de euro pe lună rămas, ce fac cu ei inteligență? Nu pare ceva că e o chestie, înțelegi ce vreau să zic, adică nu mai gândesc eu. Și i-am spune, iată variantele, nu știu, habar n-am. Într-adevăr. Deci, munca noastră va fi să punem întrebările potrivite. Și până la urmă, atunci te ajută cel mai bine ChatGPT dacă deja ești expert în domeniul ăla. Pentru că dacă eu pun o întrebare despre investiții, eu îmi dau seama când zice o prostie. Da? Și știu, dacă îmi dă trei variante, eu îmi dau seama care e mai bună. Dacă pun o întrebare medicală, eu habar n-am dacă o zis bine sau nu. Da, corect. Da. Corect. Poate să dea răspunsul pe care vrea ea. Corect. Și noi ne uităm, da mă, da. Deci, așa o fi. Tu dacă ai pune întrebarea că ce subiecte să abordez în următoarele podcasturi și îți dă 10 variante, tu cam îți dai seama care ar merge. Da, da, corect. Deci până la urmă tu spui că tot o coordonată umană ar interveni, tot absolut. Ceva... Este un asistent. Un asistent. Bun. Exact. Bun, dar mergând un pic mai departe, Richard are de făcut o, hai să numim o compunere, da, sau o compunere, o temă de, pe care o să o expună în fața 100 de oameni. Da. Eu face inteligența artificială sau o face el? Ai de făcut 3 pagini, să spunem. Pe cine las să facă? O faci tu, pentru că tu trebuie să vorbești unor oameni, te întorci și spui, hai, noroc, bună ziua, bună ziua, să rămână și le vorbești, sau e mult mai ușor, ce, deci ce am de atins, mă? Păi trebuie să vorbesc, educație financiară, profit point, cu tare, cu tare, bagi toate astea, hop, și ai dat print. Da. Dacă îi zici, fă o compunere, o va face. Dacă tu îi zici, fă o compunere, bazat pe ideile astea, va ieși mult mai bine. Da, și mult mai targetată, pentru că am înțeles, dacă îl cârmești. Exact. Deci eu știu cam despre ce vreau să vorbesc, el mă ajută să formulez, bag o glumă, fă-l mai serios aici. Da? Deci aceste mici ajustări e foarte bună face. Dacă îi dai așa de la zero, că hei, fă o compunere, pur și simplu. Da, el... O să iasă, da, când cum. Dar nu sunt lucruri de speriat. De exemplu, uite, îmi venea acum prin cap un meci de fotbal. Am adversarul, da? Îi bag, îi stochez ultimile 20 de meciuri ale adversarului cu care eu mă întâlnesc peste 3 zile, da? Îi bag tot acolo, ăla ia meciuri pe ploaie, pe ninsoare, pe zăpadă, pe soare, pe așa, toate schemele, centrări, șuturi și așa mai departe. Și mie, cu 3 zile înainte de meci, inteligența artificială îmi dă, domnule, ce am de făcut în meciul ăla. Că băieții mei poate să facă sau nu, asta nu mai depinde de... Dar poate să spună, domnule, pe ăla care e înalt și dă bine cu capul, cum îl... Absolut, nu? Să găsească vulnerabilitatea. Exact. Da. Sau invers, domnule, e atât de bun încât numai dacă îl țin așa reușesc să nu da. Mergem un picuț prea departe. Deci, adică nu dezbrăcăm de ceea ce înseamnă sentiment și de, înțelegi ce vreau să zic, gândire. Va trebui să evoluăm. Sunt lucruri. Deci, dacă... Adică înțeleg, scuză-mă, Richard, înțeleg că, domnule, sunt domenii în care eu nu pot interveni. Inteligența artificială mă ajută să creeze pastile contra cancerului. Acolo n-am ce să mă bag, ce sentiment să fie. Dar în momentul în care vii și spui, domnule, eu am de făcut o compunere, cum a fost vacanța de vară, nu știu, dau un exemplu, da, ne punea pe vremea noastră, parcă aș vrea eu să bag ceva cu sentiment de la mine, decât poate și inteligența artificială mi-a scrie cu sentiment, dar parcă nu simt. Va trebui școala să se schimbe. Pentru că dacă îți dă o temă de casă care cu ușurință poate fi făcută cu AI, nu e temă de casă bună. Da? Am înțeles ce spui. Da. Deci, numai revenind la investiții, Nvidia este un alt mare câștigător din această luptă, pentru că ei creează acele procesoare pe care îi creat AI-ul. Ei au... Mai speria cu Nvidia, m-am gândit că Nvidia omenească, știi? E placa, placa de... Placa grafică. Da. Da. Deci, ei creează cel mai avansat chip din lume. Bun, și... uite, asta nu știam. Deci Nvidia, da? Nvidia. Bun. Deci, până acum era pentru joc pe calculator. Da. Dar acum, de fapt... Placa aia grafică sau ce era? Placa grafică. Bun. Dar acum, cea mai mare parte din vânzări vin din plăci grafice pentru AI, pentru a antrena acel program. Un chip din ăla
cea mai avansat din lume, îți puse 8 chipuri pe o placă și aia costă vreo $40,000. Toate firmele astea mari, Apple, Google, Microsoft, cumpără 10,000 din astea, umplă hale întregi, investesc miliarde, au marjă de profit 75%. Deci directorul Jensen Huang zice prețul nu e dat de piață, e dat de competiție. Dacă n-ai competiție, cer cât vrei. Da, deci... Da, înțeleg. Firmele îi imploră în genunchi că te rog, mie dă-mi chipurile. Da? Nimeni nu poate cumpăra destul de chipuri. Anul ăsta a urcat mai mult de 200% acțiunile Nvidia. O trecut, valorează peste $1 trilion. Da. O altă companie fantastică e Microsoft. Deci cine ar fi crezut? Da. Firma care făcea Windows-ul plictisitor, mai nou s-a băgat în AI, a cumpărat 49% din compania OpenAI care a făcut ChatGPT și ei sunt furnizorul exclusiv de calculatoare pentru ChatGPT. Deci tu când pui întrebare la ChatGPT, merge la serverele Microsoft. Da? Deci ei fac de acolo o tonă de bani. Da. Asta vreau să te întreb, ce e în spatele inteligenței acestei artificiale? Adică ea cum reușește să creeze, să răspundă, să și așa mai departe? Are o bază de dată infinită, cum ar veni, sau ce face ea? Foarte mare. Adică, iartă-mă un pic, când Deep Blue s-a întâlnit cu Garry Kasparov să joace meciul, să vadă care e mai bun, mintea omenească sau computerul, în el s-au băgat 1 miliard de mutări. Da. Acolo e clar. Da? Și în momentul în care omul mută o piesă, el inteligent, că tot un fel de inteligență artificială era așa, sau ce-i da, zicem, ce mai era, primitivă, da? Dar da. Da? Gândea 400 de mutări înainte sau ceva. Așa. Da? Pentru pe baza unor informații băgate în ea. Bun. Inteligența asta artificială pe baza a ce merge? Adică ea de unde știe să-mi facă mie compunerea aia? Pe baza unor cuvinte cheie? Ce, înțelegi ce vreau să spun? Adică da, ce este în spatele? Bun. La Alexa scrisese cineva sau făcuse lista tuturor munților înalți din România, primii 10. Și eu când întrebam care e primul, l-am dădea moldoveanu. Pare un picuț mai simplu și de înțeles. Uh-huh. În momentul în care vin și spun, fă-mă o compunere despre cum trăiau românii la 1848, de unde și aia seva informația sau cum crește ea? Sigur. Deci, inițial cum este creat un creier digital și îi se dau foarte multe date. Bun. Deci, în esență, o descărcat aproape tot internetul. Și ce încearcă să facă îi să ghicească care este următorul cuvânt. Da? Bun. Deci văzând așa de multe exemple, dar trilioane de pagini web, învață că dacă vine cuvântul măr, de obicei vine cuvântul dulce, după aia, măr dulce. Da? După aia, de obicei vine punct. Deci, numai atâta, văzând așa de multe texte, învață ca să ghicească următorul cuvânt. Deci ea la bază stă tot pe o cantitate uriașă de informații. Absolut, absolut. Nu neapărat informații propriu-zise, ci situații, cum să zic, zeci de lucruri făcute pe același domeniu, dar diferit, nu? Dom'le, uite, s-a întâmplat aia și aia, dar în mod diferit, în construcții. Și atunci se bagă informația toată în ea și pe baza acestor informații. Da, deci ChatGPT când a fost creat au lăsat hala aia de servere să meargă non-stop 3 luni. Atâta tot procesat datele, absolut, costa milioane. 3 luni în continuu, da? Costa câteva milioane, da? Numai în curent, da? Ca să proceseze toate acele date. Da? Da. Dar noi îl știm pe omul ăsta sau cine a născocit treaba asta? Eu sunt mai mulți. Adică cine a venit cu ideea asta de chat? Sigur. Deci în echipa OpenAI, da? Numai câteva sute de persoane. Unul principal a fost Ilya Sutskever, nume din ăsta ciudat. Elon Musk l-a recrutat în OpenAI. Apropo, el a creat OpenAI inițial. Plus Sam Altman, el este directorul, dar desigur, au avut echipă sute de oameni. Dar ideea cuiva trebuie să-i fi venit, nu? Da. Deci cum au fost ăia doi cu Google-ul, cum a fost băiatul ăla cu YouTube-ul și așa mai departe. Adică, bun, e o echipă, dar
sclipirea trebuie să-i vină cuiva. Îi acel tip, Ilya Sutskever. Pentru că ideea de inteligență artificială, de zeci de ani se tot cercetează. Da. Dar până recent nu erau suficient de puternice calculatoarele. În 2012, atunci a fost marele salt când a devenit viabil și tot tipul ăsta, Ilya, a creat un program ca să identifice imagini. Deci pur și simplu îi arăți o poză și zici, da, știu. Ce e asta? Pisică, ok, bravo. E ăla empiric cu Google Search Images sau ceva. Ăla e la început, erau la început, dar oricum. Așa. Dar atunci, în 2012, a devenit suficient de bun încât să recunoască. A funcționat. 10 ani mai târziu, o creat ChatGPT, ambele dăți cu procesoare Nvidia. Deci, ca să vezi aceleași persoane cum se tot repetă. Ca să creeze ChatGPT, desigur, au trebuit mult mai multe date. S-au folosit de 1 milion de ori mai multă putere computațională decât pentru ăla din 2012. Deci în 10 ani de zile... Da, Nvidia a urcat de 1 milion de ori puterea acelui server. Și unde se duc ei așa, dacă o țin în ciclicitatea asta? Microsoft are nevoie de așa de mult curent, se gândesc să creeze reactoare nucleare proprii. Deci curent la propriu, tu zici, curent electric. Cu electricitate. Pentru că au atât de multe servere și atât de multe stații de stocare. Imaginează o hală întreagă plină de servere care merg non-stop. Non-stop trebuie să meargă, pentru că costă așa de mult, da. Trebuie să scoți valoare din ei. Trebuie reactor nuclear. Deci da. Numai termocentrală, eoliană și direct reactor nuclear. Adică nu mai ne băgăm peste etapele astea mititele. Păi și Tesla creează propriul lor supercalculator și când l-au testat, a picat curentul în San Jose, în tot orașul. Da. Deci numai așa, un dulăpior, așa de mult curent folosea. În România, pe cât ne bazăm în momentul ăsta pe inteligența artificială? Așa, global. A intrat la noi, o acceptăm, suntem reticenți, ne fură locurile de muncă, etică. Elevii folosesc așa, ca să-și facă tema. Să-și facă temele. În state sau unde? Ce bănesc că în state cel mai avansat, nu? Sau unde? Acum, și în România, cu siguranță, programatorii, pentru că ei, na, în ultimul răcnet, aproape că nu o să aibă de ales. Pentru că așa de tare îți crește productivitatea, păi angajatorul nu o să te angajeze dacă nu folosești AI. Am înțeles ce spui, da. În loc încet, să stai 3 ore la ceva sau 3 zile, stai 3 minute. Încet, încet se va infiltra, da? Păi, taică meu, avea o chestie cu inima și între timp ce se plimba către medic, 20 minute, o tot pus întrebări. Și până a ajuns acolo, era clar. Serios? Da, da. Numai cu medicul o confirmat că asta e. Da, ok, super. Deci, uite, vezi un avantaj concret. Acum un an, puneai o întrebare lui ChatGPT și verifiai cu medicul că bine a zis. Acum zice medicul ceva și întrebi pe ChatGPT, dar bine a zis medicul. Exact invers, exact. Un an de zile. Exact. Va merge treaba asta în România, care este o nație reticentă? Adică noi ne ferim, Richard, noi ne ferim de un psiholog. Psihologul pentru noi înseamnă că ai probleme de ordin mental și trebuie să te duci la el. Nu că te-ar ajuta sau și așa mai departe, ar face învingător, ți-ar schimba percepția. Nu, la noi, bă, ești nebun. Iartă-mă, știi? Bun. E reticența asta. Da. Știi la fel de bine ca și mine. Au existat supermarketuri care au scos casierii să te ajute să plătești cu cardul. După 5 sau 10 luni de zile, la mine, caz concret în militari, pe strada Uverturii, au băgat la loc casierii. Da. Da? Adică de aici plecăm. O să spui ce legătură are cu inteligența artificială. Păi el vrea are. Să mă ajute. Și deschiderea la tehnologie. Exact. Dacă luam 5 produse, nu mai stăteam la o coadă de 10 persoane. Card, punguță și plecam. Să blocau alea. Nu mergea, erau pensionari, erau oameni. Auzi, bagă-mă la loc aia. Sigur. În 2022. 2020, hai să zicem. Ok, la fel cum noi mai târziu am adoptat calculatoarele decât SUA sau mai târziu am adoptat internetul, dar pe la urmă a venit și la noi. Păi gândește-te așa. În fiecare zi niște bătrâni se pensionează și alți tineri devin adulți. Deci în fiecare zi se împrospătează populația, da? Chiar dacă e un pic mai lentă, dar este inevitabil. Avem de ce să ne temem? Repet, nu vorbim de că ne ia locul de muncă. Poate să ne facă și rău? Da, ideea e că e o variantă în care ăsta nu iese bine. Dar nu este clar ce putem face. Da. AI-ul ar putea fi mai periculos decât bombele atomice. Dar
tot ce putem face îi să ținem pasul, da? Să fim pe partea bună a istoriei, da? Ca să nu ne fură jobul. Acum, dacă într-adevăr devine malefic, n-avem ce face. Va fi sfârșitul lumii. Are șanse mici. Da. Cum vine 2024? Tu cum îl vezi? Se întâmplă mari schimbări și în domeniul, chiar și în domeniul financiar, și în domeniul inteligenței artificiale, adică va fi un boom ceva sau mergem așa în continuare și așteptăm încă un an, doi, până ca cei de la Tesla sau cei care vor face să gata să fie finalizată? Da. Eu cred că va continua. Deci, strict vorbind de piețe, acum un an toți ziceau că vai, vine criza. Ok, nu a venit criza. De fapt, a urcat foarte mult piața și urmează ca Banca Centrală să reducă dobânda de referință, care este foarte pozitiv pentru piețe. Deci cu cât este, păi dacă la bancă nu obții niciun randament, ești motivat să investești. AI-ul absolut va continua să crească, exploziv. Da? Păi la Nvidia în ultimul trimestru le-au crescut vânzările 200%. Față de anul trecut. Și anul viitor vin cu următorul chip, care e și mai și mai bun. Deci, absolut. Absolut. Va continua să crească. Să nu râzi de mine. Noi avem în România pe cineva care se ocupe de treaba asta? Să lucreze pentru treaba asta? Nu știu, vreo subsidiară, vreo ceva? Măi, nu știu. Dar, adică s-au apucat niște băieți, nu neapărat deștepți, ci mai avansat, mai un pas, cu un pas înaintea celorlalți. Pentru că e clar că va trebui să existe ceva și aici, nu? Da. Că asta nu se importă așa, o iei... La început o importi? Nu știu exemple specifice, dar cu siguranță trebuie să fie firme... Că poate să uită cineva la noi acum și le dăm ideea, poate le-am zis ideea greșit. Cu siguranță trebuie să fie firme care lucrează la AI. Ideea e că cel mai ușor pot lucra firmele mari. Astea, Apple, Google, Microsoft. Care au resurse și care... Deci, în primul rând, îți trebuie foarte multe calculatoare. Miliarde de dolari în calculatoare și non-stop trebuie reînnoite. Îți trebuie foarte multe date, deci trebuie să fii ca Google, că ai tot internetul, sau trebuie să fii ca Tesla, că ai milioane de mașini care filmează. Deci, strict o companie micuță din România nu poate crea un competitor pentru ChatGPT. În esență, imposibil. Da, clar. Ce e posibil îi pe ideea de ChatGPT construit aplicații. Deci, de exemplu, este o aplicație Duolingo de a învăța limbi. Și ăia au introdus ChatGPT în aplicație și te ajută. Când zice, ai greșit aici, mai încearcă, uite, îți dau o temă de casă. Deci, în sensul ăla, cu siguranță este și în România. Am înțeles, pentru că e clar că trebuie să fie ceva și pentru piața respectivă, ceva specific. Ok, îl importi la început, dai drumul la lucru, dar marile firme au adus aici 2, 3, 5, 10 băieți care au lucrat. Au spus, dom'le, piața noastră e un pic altfel. Sau uite, noi avem caracteristicile astea. Sau cultura noastră, nu? E un pic altfel. Și atunci trebuie modelat pe... Cum poate fi folosit de marile companii din România? De exemplu, Banca Transilvania. Ei au foarte multe date proprietare. Ar putea crea un chat din asta bazat pe toate cunoștințele lor și când intri pe site și ai o întrebare, poți vorbi cu chatul ăla, da? Și știe specific chestii despre Banca Transilvania, pe care dacă întrebi pe ChatGPT nu știe. Da? Am înțeles ce deci spui. Creează propriul AI. Am înțeles, deci se poate face și treaba asta. Absolut. Ce vrei să-ți aducă 2024, Richard? Sănătate s-a dat. La mulți bani. La mulți bani. Uite, un om cu picioarele pe pământ. Ei, sunt sincer. Deci să vină cât mai mulți bani, să investești și miști da. Rotițele. Mă bucur anul ăsta că am văzut că foarte mulți oameni s-au apucat de investiții. Deci mă încântă. Da, de pe un blog, de pe un vlog, de pe un YouTube, de pe un podcast, de prin. Mulți mi-au spus că te-am văzut la Oplișan și... Da. Acum am venit la curs. Da, corect. Dar contează, exact cum am spus, niște pași mici, că suntem conștienți că n-am demolat gata tot ce înseamnă, am încălcat așa cu... am mers cu buldozer. Nu, am făcut niște pași mici, mai ales că eu nu mă pricep la un moment, dar în fața mea au venit niște oameni care au știut să explice și prin intermediul lor și prin ceea ce au tradus ei pentru mine, oamenii au înțeles, băi, cum zic eu, nu există numai banca din capătul străzii, există mult mai multe alte posibilități de a investi bani. Absolut. Cei care vor să aprofundeze, la sfârșit de ianuarie o să avem așa un program de o săptămână, se numește Profit Week, unde într-o zi o să am eu o prezentare de 2 ore doar despre inteligența artificială. Deci, foarte tare. Deci mai zi o dată la sfârșit de ianuarie. Sfârșit de ianuarie 2024, da. Profit Week. Da, așa. Perfect. Dacă intră pe site profitpoint.com
.ro, .ro, da. Să dea Dumnezeu să ajungeți și cu .com. Da, știi? Extindem. Richard, mii de mulțumiri că ai fost alături de noi, ca de fiecare dată o discuție interesantă. Să iasă bine toate lucrurile, să ne vedem sănătoși. Dragi prieteni, mă întorc către dumneavoastră, vreau să le mulțumesc încă o dată prietenilor de la ProfitPoint. Noi punem punct final aici a ceea ce înseamnă colaborarea și educația financiară cu cei de la ProfitPoint. Am învățat multe, foarte multe lucruri. Vreau să le mulțumesc Oanei, lui Alex și tuturor celor de aici, lui Richard, lui Andrei și tuturor celor care au venit aici, care au înțeles că în față nu au un specialist și că trebuie să le explice pentru ca și voi să înțelegeți. ProfitPoint.ro, baterie financiară, studii și așa mai departe, îi găsiți pe oamenii aceștia pentru efectiv orice fel de problemă aveți. Mii de mulțumiri încă o dată, toate cele bune. Cea mai rosită dintre toate zilele noastre este cea în care n-am învățat măcar ceva despre educație financiară. Numai bine, la revedere, să aveți un an nou cât mai bun și plin de investiții. La revedere!